Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Need for Speed Unbound și ultimul video de Need for Speed pe anul acesta. Nu știu dacă o să fie chiar și ultimul video din serie, pentru că ce drept suntem cam foarte, foarte aproape să terminăm toată nebunia asta de Need for Speed. Avem un 911 cariera, trebuie să-l ducem în 1.50. Asta o să fie destul de năisuc dacă e să mă întreb pe mine. Sincer, am să fac și un review după asta, pentru că tot am promis treaba asta cu review și chiar am văzut că sunt o tonă și o tonă de părere împărțite în legătură cu jocul ăsta și am să o spun de pe acum, bă, mie îmi place. Adică chiar dacă m-a frustrat pe anumite chestii și unele lucruri nu sunt chiar tocmai la locul lor, dacă e să mă întreb pe mine, lucruri care, da, pe unii cam i-au scos din sărite, în special stilul artistic. O zic că, bă, mie mi-a plăcut. Și ce drept, m-am amuzasem foarte tare aseară când citisem un comentariu de la cineva că să nu mă mai joc jocuri de astea, că nu știu ce upgradez și nu știu ce fac și toate alea. Bă, dacă și în FS chiar am ajuns să criticăm chestii de genul ăsta pe care nu le facem în jocuri precum Project Cars și tot așa, eu zic că mai degrabă să ne așteptăm. Dar hai să nu mai plângem, că după aia iară devenim o chestie de aia. Nu mai știu, am eu un exemplu prost de YouTuber în cap, care tot ce face toată zi, ce făcea, că nu mai face YouTube de acum, care tot ce făcea în fiecare video era să se plângă. Așa că hai să nu mai plângem, să ne plângem de ideea că nu suntem în stare să conducem și că încercăm noi acum să câștigăm și să facem un video impresionant așa de final de an, ca cei care se uită, ca chat-ul, eu încă eram cu faza de stream în cap, ca cei care se uită să dea like la video ăsta și zică, mamă, ce video șmecher, ce video făinuț, ca să moară oamenii de ciudă. Daia, mă, dar nu cred că facem noi asta, că prea suntem la cuca măcăii și nu prea merge situația cu mașchineta asta, sau? Nu prea cred. E o curbă mult prea neserioasă aici. E o curbă neserioasă rău de tot. Aia zic. A plecat măcar banul, a plecat banul maxim, nu mai contează altceva de aici. Bun. Same as the last time. The car looks. Stai un pic. Nu, vreau cursa asta care să dea bani, gen. Asta, frate, și drift event, mamă, rupem pe asta. Brand new. O cocoșăm. Like it never left the garage. Why do you think she's doing this now? If I understood why Yaz does the thing she does, we probably could have solved this with a phone call the night this happened. Yeah, that's true. Well, I'm not complaining. See you back at the garage. Nu putem înțelege femeile așa de ușor. Încă una. I got the location from our anonymous friend. No time like the present. Which one? The Aston Martin Vulcan. Seriously? I never thought we'd see that beauty again. Mamă, vulcanul. Private collector. Yeah, me too, kid. Me too. Location sent. I call you after the drop off. Vedem imediat acum în ce stare e vulcanul, dar nu cred că au distrus-o sau ceva. Mă îndoiesc. Nu cred că ar distruge o mașină de genul ăla. Ar fi puțin prea de tort. E, mai lasă. Bă, dar chiar că au întețit ăștia, mă, poliția aici, serios? Jesus! 5.000 de polițai in front of my house. Bă, deci... Era să mă vadă, mă. 3 cars of police erau. Nu mă, dă-te... Fii atent ce mișună și suntem numai la hit 1. Se vede că e endgame-ul. Bă, măcar ce apreciez la jocul ăsta e că te face să te simți că ești în endgame. Cursele-s mult mai grele, challenge-urile-s mult mai mari, poliția e mult mai supărăcioasă. Bine, când ajungi la hit 5 e cam pe aceeași idee, dar e mult mai multă poliție, știi? Asta e toată faza. Și cred că de toate Need for Speed-urile astea, cred că are cel mai agresiv sistem de poliție. Ia să vedem, mamă, vulcanul ăsta nu l-am condus deloc, cred că. Nu mai țin minte, 25.000, 2015.000, mi-e teamă cu mașina asta. Bro, rupe șoseaua, nu putem să țin ăla drept, e serios? Deci nu putem să țin chestia aia să dea treaba acolo, știi? Să fac startul la mișto. Ai. Oooo, dar pare stabilitatea lui Dorel. Ce de tracțiune pe spate, ce să-i ceri? Mă, dar zboară. Zboară rău de tot. Zboară rău de tort. Mișto, n-am să mint, dar...
La vitezele astea mi-e așa ca-n teamă să... Să o dăm tare. Opa, asta e așa. Mă, dar întoarce 90 de grade instant. Ce are, bă? E nebună. Hai, dă niște grip turn-uri de la nebune. Nu, dar de ce ne pune să facem culbeci ăștia aici? Să ne învârtim în... În ceva chestiuță pe aici. Nu, deci știu alea de driftache de ăsta frumos. Știe, nu e rău. Deși la curse de speed mi s-ar duce totul la vale, n-aș putea să controlez chestia asta. Mamă, și cu nitro și cu tot. Derapează ca ultimul cal, ești serios? Deci derapează ca ultimul cal, bă, frate. Bă, am putea să ne uităm să ne facem upgrade-uri la mașini, să rezistăm alea că mai bine în trafic și toate alea, să facem acele upgrade-uri auxiliare, că de alea nu ne-am atins tot jocul, pentru că am tot încercat să facem rost de bani și toate alea și ați văzut cum a mers situația. Așa că trebuie să ne uităm și acolo, țărâșa. Asta că am făcut un grip turn aici și m-a uimit că s-a menținut mașina bine. Încă suimit. Ăsta n-are setarea aia, știi? Și de-aia mi-e teamă că eu dacă ridic degetul de pe accelerație și trag într-o direcție, face de-aia cu driftul. Și n-aș vrea să facem aia cu driftul. Oh, fuck. A apăsat frână din greșeală. No, am dat choke la final. A derapat curul. Da, se bun și silver, nu contează. 5.000 pierduți. Mare brânz. Exact, 5.000 de coco. 5.000 e briordul la curse de tip S. Scuză-mă, leacă, Raidel. Te opresc cu țără, gata. Bine. Toate mașinile avem acum. I'm proud of you. I'll see you back at the garage. Whoa! Îmi place că folosești termenul kid ca să nu-ți ia după nume sau după gen și toate alea. Asta e te. Scuze că poate noi nu apreciem foarte tare că na, nu suntem într-o situație de asta, dar da, seama că sunt și comunități care apreciază genul ăsta de incluziune. Oh, fuck. Ne-am grăbit cu niște chestii și n-am fost pe fază. Scuzați-mă, vă rog frumos. Dar mie așa îmi place să intru în casă. Ok, nice, hai să vedem aici ce rezolvăm. Event 24.000 drift event. Avem mașină de drift. Ai, și băgăulea că BMW-ul ăla, dar nu e mașină de drift. Asta e mașina de drift. Îi dăm cu challenge și câștigăm. Data asta o să fiu leacă mai cum se cheamă? Mai atent. Știi? Chiar o să încerc să trag, să facă treaba cu driftul când trebuie. Că am cam tot dat mare sal pe anumite aspecte. Mamă! Frumos așa! Mi-a plăcut! Ne-am dus bine. Mamă, ce-mi place Nissan-ul meu cum patinează. Uai, leu. Ții minte când mă jucam Need for Speed-uri, nu-mi plăceau astea de drift. Eram foarte, foarte nașpa la cursele de drift și nu mă descurcam. Ok, așa cum spun că aș cum m-aș descurca, dar nu mă descurc nici acum foarte grozav. Că pierdem foarte multe puncte dacă nu sunt atent aici. Uleu. Hai că recuperăm, mai avem un lap totuși după asta. Suntem la jumatea drumului cu punctajul. Deci eu zic că avem cum să rezolvăm situația. Nice.
Hai că este de ciorbă punctajul pe care îl dăm acum. Final lap, aici trebuie să... Aici trebuie s-o dăm bine. Dacă pic aici, bine, ne-am scos cu punctajul lejer din start. Doamne, deci e așa de satisfăcător de mor. Ah, ce mi place. Ce îmi place. Nice, hai că s-a produs punctajul. 118.000, nu mai contează, ăla am fost. Nice. Super, super bine am jucat-o pe asta. A intrat perfect. 60.000. Ce de bani. Hot Pursuit, mama, asta e cu viteză mare. Aici trebuie să avem grijă la asta, că aici nu o să câștigăm. Dar poate cine știe. Asta clar e cu viteze. Ulu, stai că am crezut că poate tăiem curba sau ceva, dar e... E o locație nu foarte grozavă pentru tăiat curbe. A, și mai avem și o mașină de câștigat de seară. Să vedem și pe aia cum rezolvăm și după aia e The Grand. Vedem cu Grand-ul ăla cum o dăm. Bă, am investit bine în Nissan-ul ăsta, n-am ce să comentez. Chiar pot să zic că i-am făcut schimbările potrivite pentru a o face bună pentru drifting. Pentru genul ăsta de curse. Acum, n-aș facă pe partea de viteză nu o să fie de același lucru ca asta la alt. Și stare curios vedea că o să ne descurcăm cu ce avem noi, pentru că am văzut că prin comentarii tot erau unii oameni că așa, nu frate, că îți trebuie Ferrari ca să câștigi, că altfel n-ai cum să câștigi în jocul ăsta, mă, eu din ce știu, orice joc Need for Speed e făcut să fie câștigat cu orice mașină ai tu, atâta timp cât timp o ai făcută cum trebuie și, cum se cheamă, știi să o conduci, nu cum fac eu acum, n-ar trebui să fie o problemă. Depinde dacă cumva jocul ăsta o fi având iarăși niște boss de aia nesimțiți. Cine știe. Acum vedem că din ce am văzut eu, jocul are boții mai grei în cursele d-astea așa pe care le facem acum decât în cursele de trial de la. Acolo cumva parcă îți mai dă o mână de ajutor, te mai lasă așa un pic să te duci să-ți faci treaba. Ok, Hot Pursuit, 56.000, Speed Race, bă, cred că putem să o dăm. Nu o dăm niciun challenge cu nimeni, că n-am atâta încredere în mine la d-astea așa. Am câștigat noi vreo două d-astea în ultima vreme, dar nu știu ce să zic. Tot nu m-aș încrede. Hai băieți, faceți loc. Let's get it on, scâr. Și înțeleg că nu o conduci noi cea mai puternică mașină. Uai, dă-te! Vedeți ce ziceam? Hai că-i recuperăm noi, că mai se bage traficul, mai bagă o poliție acolo. Pleacă băieții mei la vale. Bă, ce ghinioane, frate, pe aspectul ăsta. Hai băieți, să faceți loc. Am crezut că e oponent și că mergea repede ca mine. Mamă, deci sunt niște puriși pe ecran. Eu ar trebui să stau cu ochii lipiți de ecran ca să fiu sigur că nu mă izbesc de ceva. N-aveai cum acolo. A, Lyric e pe primul loc. L-am super aproape de locul întâi. Nu m-am dat seama. E o curbă undeva mai pe la mijlocul drumului, pe care va trebui să o luăm cu atenție. Aici asta. Am avut-o leacă cu ajutorul bordurii, dar nu mai contează.
are doing well. I'm almost impressed. I'm impressed, even if you are about to take Why the capul tău, bă, trebuie să fie una după alta. Nu cred că mai avem cum să recuperăm acum, dar vedem. Băi, trebuia să fie aia pe linia aia de acolo, tu-i măsa. Băi, contrasens, mamă, fix în ea m-am dus. No, presim că o să dea să dau un restart. Sunt foarte frustrat pe ceea ce se întâmplă în momentul de față. Dar nu, trebuie să reușim să o tragem la... Dacă se termină cursa și așa, nu, o să dăm restart, că mi-a făcut mașina țăndării. Dar măcar știm ce avem de făcut. Nu, măcar știm cum trebuie să facem și acolo să avem grijă la stâlpul ăla iarăși. Stâlpul ăla ne-a mai dat nouă țacă și data trecută când l-am făcut cursa asta. Bine, o cursă de stilul ăsta. Ah, n-am mai pornit-o cu ăla. Am zis că dimeresc la fix, dar n-am mai nimerit. Acum că știu traseul, o mare parte ar trebui să ne scurcăm mai bine. Bine, și trebuie să încerc să stau pe linia mea. Uai, luci, m-au agățat băieții. Dă-te în pana mea. Ah, că vedeam că nu se mai produce nicio curbă și mergeam cu super viteză de am trecut pe băieți. Nu vrei să știi ce, mă rugam să nu vină niciun traficant de ăsta pe drum. Niciun trafic de ăsta. Aoleu. Și ziceam să fiu pe sensul meu, dar văd că m-am dus pe sensul altora. Mă, ce conduce ăla lui Ace Brocky, frate, dă-te mă de aici. Vă loc și la alții. Dă-te mă de aici. Mergem mult prea repede. Wow. Vai leu de mine și de mine. Strâns-o leac acolo din E-ul liric. Nu vrei să știți. Mama, am strâns din controller, din toate. N-aveai cum, frate, acolo, e serios. Nu știu, eu încerc. Încerc să nu mai greșesc cum am greșit până acum. Că am făcut niște greșeli stupide până acum. Și n-aș vrea să le repet. De-aia mai au și eu degetul după accelerație. Dispatch, patrol is on the scene and ready to help rid the streets of this punk. Trebuie să dau leacă frână acolo, că patina mult prea tare. Hai că parcă prea mă încetinez de acum. Dar mai e mult din cursa asta, mă. Mi-a zburat curul. Hey, all patrol here. We're good to engage. Nice. De așa o leacă cu dălea. Da, merge mult mai bine așa cum spuneați voi acolo, cu să mai pun chiar de-asta reverse-ul sau să iau degetul de pe accelerație. Cel puțin la curbele de genul ăsta. Nice. Gata, mă, începem să câștigăm și de-asta, e clară treaba. 56.000. Nice. Nice, nice, nice. Hai, right, să vedem ce avem aici. 32.000. Mai am nevoie de așa mulți bani? Adică pentru ce mai strângem noi bani acum? Trebuie 200.000 doar ca să intrăm la competiție. Restul mai contează? Deci oricum nu mai îmi cumpăr nimica.
Mă gândesc, n-are niciun sens. Da, hai să ducem la safe house, facem cursa aia, să luăm mașină de seară. Și pe aia dăm direct pe finală. Că n-are sens. Adică, pe bune, n-avem ce să mai schimbăm. Aștept să upgradez puțin BMW-ul ăla. Să-l fac de S tier și nu de S plus, așa cum e ăsta. Că de S plus și toate alea avem mașina asta și sau cel mai rău caz Nissan-ul. De-aia zic că nu ne mai trebuie altceva. Am ținut morții să fac asta. M-a dus greșit. Da, adică n-are sens, știi? Adică stăm acum și farmăm bani pentru check. Oricum nu mai cumpărăm nicio mașină sau vreun alt upgrade costisitor. Plus că mai avem și cursele de seară, care și ăla o să dea o tonă de bani. Și am ajuns, bă, să nu ne mai intereseze banii. Aleu, ce păcătoși suntem. Aoleu, stai că să... Normal. Acum că am oportunitatea să vă scur pe toți. Să n-o fac. Valeu. Cum vă prind direct Demolition Derby, fac. Hai că pe tine te las. Te iert de data asta. Pe tine nu te iert. Bine, stai că l-a ieșit SUV-ul ăla, n-am cum să-l demolez așa de ușor, decât dacă nu intru cu 200 la oră sau ceva. Am văzut că se trebuie undeva la vreo 200, la 130-150 pentru mașinile normale, iar pentru alea mai mari se trebuie 200 ceva la oră. Da, adică cam ăsta e și de dată ce mașina asta ajunge super repede la 200 la oră, cam toate pică de aici. Mamă, dar nu ce-mi tuma la ăsta, mă? Frate, i-am dezamorsat pe toți. Săraca poliție, bă. Știu, o să trebuie să-și cumpere mașini angro. I-am nenorocit, bă, băiatule. Hai că pleacă și hitul. Pleacă și ăsta, ultima seară. Știi? Prima noapte de dragoste, ultima noapte de război. Dar aici e altă situație. M-am luat astăzi de cumpărat. Damn, all rides. BMW-ul ăsta ce era? Era S plus. Na, ajunge. Adică la... Nu știu, stai așa un pic. Și avem la A. La A plus, de fapt. Avem Lotus-ul. Bă, și alta nu prea am pe care să o duc la Lotus. Adică stai puțin, cred că pot să-i mai dau un micuț boost undeva. Încât să nu treacă în S. Trebuie unul mic rău de tot. 264-267. Ăla-i. 267. 30 kilometrajul nebun. N-are top speed-ul mare, aia e singura chestie. E A+, mai e aici ceva. A, se doare de handling, ăsta nu face nimic aici, ok. Alte lucruri nu cred că ne mai ajută. Da, alte lucruri nu mai cântăresc foarte tare pe aici din ce văd. Da, asta e literalmente 268, 2 km, dar mai... De ce zice că e cu verde? Corolla, mă pierde puțin. Nu vrei să fie mai mic Corolla? Sau vrei să fie mai mare? Nu, văd că e... What? Nu înțeleg. Mă confuzează grav. Da, de oricum pe asta nu poți să o faci să meargă mult mai sus. 288. Indiferent ce-i dai. 279, asta crește foarte tare. Softul, frate, ai pus softul arăbesc, ia uite-l. O lăsăm pe asta, nu știu. Uite, ce mai am altceva care să fie de S+, care poate să meargă de downgrade. Nu, de S, de fapt. A, e Mazda-ul, dar Mazda-ul nu-l dăm, frate, jos. Hai să vedem și pe asta puțin. Poate așa niște fine tuning de ăsta. Ar trebui niște motoare să le pun, dar... Pana mea, dau la motoarele astea până mâine. Costă cât o mașină motoarele, o, mai degrabă nu le upgradez, ce vorbești. A, intră în S+. La, ai la limită, că e 330.
Da, cred că o să-i dau mai puțin la drift. La... De fapt, stai, asta e normal. Nu, lasă-te să dau puțin mai scurt la drift. 10%. Atâta. Să-i fac asta, că nu facem cu ea drifting. Ea e singura mașină de S+, pe care o am, nu? Stai, asta e S+? Ah, fuck, asta e Mazda-ul. Aleu, ce prost e-s. Nu, asta pune așa cum era. Așa. Și driftul înapoi pe 20, că ea e mașină de drifting. Deci la A... Acum e pe S. Ah, cred că e făcut în schimbarea aia, a trecut la S+. De-aia. Bă, nu. Bă, da. Nu mai înțeleg nimica. Deci chiar eu nu mai înțeleg nimica. Deci ce am la S+1 până la urmă? A, deci din cauza că i-a făcut mini schimbarea aia, cum a scăzut la... Spați șoc de mine. Dă-mă puțin, ce s-a întâmplat? Dă-mă, face S. Ah, ok. Și asta face S+. Și am făcut curse de S cu ea? Mamă, sunt așa de confuz acum. Da, Solesc, oricum nu folosim la nimic altceva. Las-mă cu 15%. Doamne, sunt așa confuz. Deci asta e la S. Și ce aveam altceva la S? Nu, asta e singura mașină de S pe care o am. A, asta e mă, Nissan-ul. Mamă, ce prost ăsta. Asta e mașina de drift de... Seamănă foarte tare, știi? Adică... Ca design puțin, așa, tot la fel de idee. Eram, bă, stai mă puțin, nu e cealaltă pe care tocmai am folosit-o? Nu, nu e aia. Ok, am dat puțin ăsta și de-aia să nu trecem cumva în S+, că ne mănâncă. Asta de pe A+, să așa puțin mai sceptic cu ea. De-aia zic aici n-aș avea ce să-i mai fac. Bă, la asta am ce să-i mai fac. Dar asta oricum rupe, la nivelul ei, ea rupe. Nu știu, ai ce să-i dai să nu treacă în... A, trece în A+. La 20, trece în A+. Lăsăm așa. Da, mă, mergem așa, nu mai contează. N-am ce să le mai fac. Ok, hai să luăm mașina asta, vedem ce e aici. Și după aia discutăm de aspecte cu Darka și cu Parka. Ce costă, mă, zi risky. Street race, vai de viața ta. Asta e cu mulți bani, e bine. Asta e cu altă mașină. Polestar-ul. Corner King. McLaren Spider, bă, mă lași. Bă, ești nebun, McLaren Spider-am eu. Okay, so what's the plan, people? Boycott the election, storm City Hall, demand that the mayor answer for everything. Honey, are you in there? I made meatloaf for dinner. Ogres. Where else would I be? Mayor Stevenson should answer for everything that she's done. Honey, can you hear me? What are you doing there anyway? Stay out of my room, Mom! Don't talk to me like that, young lady. I will come in there and... Just stay out, okay? This is exactly what I'm talking about. This oppression has to stop. What is this? Who are you talking to? Wait. Take it out, attend. Are you podcasting? Down at the mayor's precious police state. Aaliyah Michelle Stevenson, you better not have been trashing me all over the airwaves. I don't care how many names you use. God! Mom, it is the internet. You are such a boomer. Turn that off right now. Thank you. I'm not turning this off. This is going to stay on and the people are going to hear this. Just get out. I invoke my First Amendment and rights. I invoke my First Amendment rights to cut off your internet. I'd like to see you. Oh, shit. That's going to be more awkward than when Radell served his brisket at the vegan food fest. Oh, stai că scăpăm de poliție aici, că e mai simplu. I don't know how to keep up with this bird. Mă zic, aici ar trebui să fie locul perfect unde scap de poliție. Yep. Am zis. Asta e locația perfectă dacă vei scap de poliție. Easy. Nice. Da, asta e cea mai bună locație de scăpat de poliție. Elicopterul nu poate să ajungă aici, celelalte mașini se pierd și aia a fost. Bine, sincer, nu putea să mă prindă, că nu câștigam nimica. Nu pierdeam nimica, de fapt. Mamă, dau 60.000 pe mașina asta? Hai, nafi! Ce se mai faci? Îi dăm să sară. A, n-am prins startul bun. And quick,
Trebuie să vedem cum ne descurcăm, că am văzut că are multe curbe cursa asta. Și o să trească să o dăm cumva. Mama! Mama! Ce zburdă mașinuța! Da, n-a fost o curbă foarte decentă acolo. Se putea mult mai bine. Nu întrebați. Eram ferm convins că trec prin chestia aia, dar n-am mai trecut. Hai că recuperăm noi nici bai. Sunt la jumate, sunt multe curbe. Dă-te-mă de aici. N-am vrut să fac așa. Am vrut să țin să fac grip turn, dar nu mi-a ieșit. Am panicat acolo o leacă. Dacă nu-mi permit să dau cu turbo pe aici, pentru că e gardă ăla. Dacă m-am dus prin el, mă duc. Și nu vreau să... să pierd ceva. Mă, dar chiar că aceste curbe senzaționale m-au rezolvat așa puțin. Hai, cam cu poliția ta cu... Nici ăla nu prea are cum să se bage, că e poliția în față. Mamă, îți bați joc. Îți bați joc. L-a luat, l-a luat. V-am zis eu, acolo cum era construit, n-avea cum să treacă prea ușor. Mai ține, mă, norocul și cu mine din când în când. Nice. Nice, nice, nice. Așa că n-are el chef să mai trezește, să mai țină și cu mine. Pierd o baie, dar am câștigat mașină. Hai. Hai că să scăpăm și de băieții mei. Acum întrebarea dacă vreau și pe cealaltă mașină. Eu chiar mă gândesc dacă vreau și cealaltă mașină sau sal. Nici nu mai știu unde era celălalt, unde era eventul. Era jos aici, nu? Nu, cred că vreau Polestar ăla, nu vreau. Te-aia îți dă mașină și îți dă și bani. Care-i asta? Head to head. Mercedes-Benz. Mamă, îți dă o leacă, stai așa un pic. Sii interesat de acest aspect. Foarte intrigat și interesat. Doresc și eu să procur această cursă și să facem. E 1v1, aia o să fie grea. Ok, fuck. Nice. A recuperat. Aia ar trebui să fie mișto. Bă, nu știu dacă terminăm noi jocul ăsta acum. Bine, dacă țin să facem totul un video de oră acolo nebunie, da, îl facem. Am uitat și de aspectul ăsta, mă, cu polițaii mei. Eu am crezut că am trecut de poliție, dar... Guess I was wrong. Do what you gotta do to find this jackass. Așa că aici prin oraș nu ne permitem cu 300 la oră. Cel puțin într-un mod ăla foarte simplu. Bă, chiar îmi place cum se simte mașina asta. Acum m-am obișnuit cu brutalitatea ei, e mult mai ok. Dar la viteze mari n-ai cum să ai o mașină care să meargă instant. Să meargă mega sharp. Nice. Event. Isaac. Direct. Stai, ce fel de curse e? Ok, de asta.
1v1 cu ASAP Rocky? Nu mai are sens, oricum tot 2000-3000 iau, dar hai să vedem. Bă, eu zic că s-ar putea să-l batem, că el nu era chiar așa nărăvaș în curse, dar... A, cred că câștig mașina lui, mă. That's whatever, ce ai zis tu acolo? Știu că am mai făcut cursa asta împotriva lui și n-au avut treabă. Bine, împotriva tuturor, dar partea a doua. Bro, așa mă, nu știu, mi se pare așa satisfăcătoare curbele astea să le fac cu driftul, de nici nu pot să vă explic. E plăcerea mea de-aia, guilty pleasure-ul ăla, știi? Plăcerea mea nevinovată. Nevinovată. Dacă ar trebui să o tragi și bota, mă, o rămâne. Aoleu. Băi, ei este brochi, dar venim și noi sau... Ăla a rămas în spate, ok. Asta rămâne acolo, nu mă deranjează. A, el e la... El e în altă cursă, el se bate cu demonii lui. V-am zis eu, mă, dacă era ăla la alt Lyric sau nu mai știu care, ăla Sasagi ăla, cum îl chema. Atunci da, mai ziceam, era chiar o periculoși. Sau Meduza chiar, și Meduza e super periculoasă cu Lambo-ul ăla ei. Dar ăsta nu, cu... nu zic că mașina lui o fi nașpa sau ceva, dar nu e cine știe ce nebunie. Adică ce-am ținut mie nu mi se pare. Deodată ce-mi permis să conduc în stilul ăsta și să nu mă ajungă nici câtuși de puțin sub un kilometru fața lui, asta înseamnă că ori a pupat mare perete și a rămas acolo, ori nu știu. Da, să zicem. Hai, frate. Nu, da, îți dă un boost destul de mare dacă faci grip turn-urile astea, nu glumă. Adică dacă merg o leacă mai repede, s-ar putea să-l ajung din urmă și trebuie să-l mai întrec o dată. Bă, easy money, easy car. Ce să mai zic altceva? Dar cred că ne dă mașina lui, deși știu că mașina lui trebuie să fie exclusivă de pre-order sau ceva, nebunie? Nu mai țin minte exact cum era. Era o chestie de genul ăsta, dar... A, barnam. Hai, deluță, dă-i. Unde vii, frate? Și la 2 km în spatele meu, ce mai vii? Stai acolo. O să te pui pe bancă undeva proptit. Doamne, săracul, cât din spate. Am stat să mă uit după el cât din spate și m-am izbit de ăsta. Săracul de el, mamă, deci maximum disrespect ce a fost aici. Te pupei, se brochi. Place de tine, nu te ascult, dar îmi place de tine. Pleca banii. Esu, mamă, stai că vine și cu poliția aia mare. Vine la poliția aia mare, stai așa că parcă n-aș mai sta. Și avem un S aici plus de 60.000 și cam ăsta ar fi, a? Dă-mi-l, frate, pe ăsta. O, e speed race. Mamă, e de ăsta lung. Hai, na, să-l facem. No, ăla pentru 18.000 nu mă duc, frate, să fac așa ceva. Păi da, e bătaie de joc. 18.000. Stai așa, oare putem să facem cumva să picăm pe aici? No, cred că putem. Hai zic. Hai că bine, și poliția s-a dus pe sus. Ce să mai... Ăla a fost events. Speed. Asta o să fie... O să fie greuț. Ia să vedem. Ce asta e și lung, dar e de tot, asta cred că e pe tot orașul. Un circuit de la. Am plecat să colindăm. E normal că cei mai buni de aici e ăsta. Și Mizu ăsta care are, are nu știu ce, corvetul ăla. Nu, corvetul ăla are Lyric și ăsta are ceva nebunie. McLaren sau ce-a rahat. Dar fix pe contrasens m-am dus, frate. Nu se putea să nu mă duc și pe sensul corect al drumului, a? Oleu, s-a bușit. Deci că a scos interceptorul.
O curbă acum ne-a terminat. I don't get beaten often, so cherish this moment. Mamă, ce m-a speriat ăsta. Wow, pe bune, replica asta. Am spart cu replica asta. O mai are săracul special boost. Mamă, l-a rupt ăla, ești nebun. Mamă, dar se țină ăștia, mă, după mine. Mă, chiar se apropie. Heavy going after the perp 2, dispatch. Stai că pe aici ăla cântă ortocheacică. Uai, leu, era să mă după chestia de aia. Bă, dar s-a apropiat ăsta. Bro. Nu e idee bună. Nu vine să dau nimica pentru că trebuie să mă oferez la limită pe lângă mașinile astea. Calling all cars, interceptors on the scene. A, bă, termin-te odată. Dispatch, we're out of this one. For now. Close behind, don't slip up. What the fuck, ASAP Rocky aici. A pupat ceva. Harry dropping out of the pursuit, need to refuel. Whoa. Nice. Holy shit. Bro, cursele astea mă obosesc. Oh, serios? On the freeway, I think we can take him. All units, we have a visual on the perp entering Douglas Park. Oh, ăștia mașini de merg cu 3 la oră, mă, ești serios? I think we can end this real soon, Control. Dispatch, I think we're gonna have to call it a day soon. Spike strip up ahead should stop him. Control, this is Interceptor. We're going after this one too. Re-engaging the pursuit. We're getting digged up here, dispatch. Nici nu știu prinde bine să o luăm. We've got very little fight left in this dispatch. Aici n-am mai fost prins odată. Nu las eu treaba asta să-mi scape așa. Hai mă, sternăm și jocul ăsta, că suntem aici. Așa de final de an, sternăm și noi jocul ăsta. Pleca și banii. De ce ce trebuie. Deci astea-s mașinile acelea. Da, e mașina lui ASAP Rocky și Spider-ul. Nice, ia vreau să le văd. Ia să vedem. N-arată rău. Puțin așa tematică de Barbie Girl, nu zic nu. Și asta e lui ASAP Rocky, nu? Eram sigur. Mamă, troșcoletă, asta e B? Iar am supărat pe cineva că am zis troșcoletă. Ok. Suntem gata? Uite, de ce zice că S-ul nu e gata?
Hai, fuck it. Hai să o facem. Ar trebui să fim ok. N-am ce alte schimbări să mai fac, n-am ce alte lucruri să-i mai dau. De ziua cea mare, băieți. I don't know if I ever told you this, but if you feel that need, you know that need for, speed. Wait, what was it? The need for, shit, I always forget this. Rydell, for speed, man, for I got shit. You. Don't worry. Hey, I even used some of that baby powder. I'll be rooting for you. Thanks, Rydell. Oh, speed, speed, the need for speed. Da, așa se cheamă jocul. Nice. Ia să vedem. S-s gata. Sper. Bro, puteai să-mi reparați și voi mașina înainte. Autoși pe asta. Did I look that ridiculous? No. Yes, absolutely. They're dropping a fortune to stop us. What do we do if it works? No, no chance. I don't know. Put a crew together, save the world, race Fast home, and Furious plot. Pop a cold one, talk about family, eat barbecue. Wait, can I plot on the final Fantasy of the Fast and Furious? Let's show them how we do things in the lake. Mm-hmm. Hey, just in case, I need you to know I'm sorry. Puteau să repare mașina în cinematic. Like you said, I had 2 years to make it right, and I didn't. Yes, listen. I'm still gonna take that car. Don't think them little tears are gonna let you off easy. Oh, tears? You know, you need to worry about running the race instead of running that mouth. Shut up! This is it! Woo! Now check your phones for the starting line, huh? Now I'm gonna be real. 5-0 knows something's going down. They'll be out tonight. Oh, polizia. You, right? Hey! It's time for the Lake Shore Grand! Mamă, sper să o bage pasta la pușcărie sau ceva. Ce mă mașină? You know what? As long as it's one of us. Ce ridicol. Amândoi avem câte un Lamborghini acum. The Grand. Cu A. Hai Mitsubishi, să te arătăm de ce suntem în stare. Oh, trebuie să mă reobișnuiesc cu celelalte mașini. Get your car back. Finish top 6, top 4, top 3. Ar trebui să fie ok. Sprint, sprint, sprint. Ok, restul sunt sprinturi. Uf. Mamă ce lente. Mamă ce lente. Mamă Meduza, ce e aia? E așa alte mașini. Ăștia au fost la început, așa? Eu cred că mereu au fost alții și alții. Think you're gonna win racing that thing, huh? You worried? Concerned maybe for your safety. Da frate, tu conduci Lamborghini, eu cu Mitsubishi, săracul, vai de capul lui. Asta e prima noastră mașină, băieți. Face față, mă, nu câștigăm aici, dar unde contează acolo să câștigăm? Sure that thing's gonna make it? You didn't work on it, so... Yeah. Oh, fuck. What? Ah, damn, we just got slammed! Ah, mă, ce lent e totul să fiu dacă nu... Bă, dar pe bune, parcă totul se mișcă în slow motion acum. I'm surprised you're still in the race. I would have thought you'd flame out by now. I mean, I am on fire, if that's what you're saying.
Da, nu cred că am cum să ajung cu troșcoleta asta acum. You're not going to say anything about my chances? Sorry, I'm busy right now. Can I ignore you another time? Whoa. You're good. I'll give you that. Oh, cum de că suntem pe 3-4, ce naiba? What? 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 No shot. No shot, dude. Nu știu ce a fost acolo, dar m-a blocat instant. Oh my god, am câștigat. Jesus Christy. Pleacă, bă, de aici, ce mi-a fost aia, bă, băiatule. M-am panicat, am zis, gata, aici a fost. Top 4. Hai cu Lotus. S-ar trebui să fie altă viață. This race is mine. Măcar controlul ăla și o să fie greuță la viteză mare. What? Banking on me crashing out? Nah, I'd hate to beat you on a technicality. Oh, sorry about that. Jesus. Nu întrebați. I'm impressed you can keep up. Nu întrebați ce a fost acolo. N-a fost ceva plănuit. Oh yeah? How are you gonna do that? Driving backwards? Try it. Might improve your lap times. Vehicles are right up. Oh my god. I'm a little black at age. Oh, it's all. Alright, everybody. Hey. What is it now, Yaz? Just checking you're still in the race. What are you driving blindfold? Because that would explain a few things. Bro, nu pot să iau curba din cauza ăstuia, că mă încetinește. We need to pull out of the chase. You worried I'm gonna win and take that car? You should worry about crashing if you don't focus up. Oh, I'm focused. Focused on winning my car back. You could do better. Actually, judging by your racing, maybe not. These street rats have somehow taken us out. We're here to help. Just tell us how. Teroare, bă, cu poliția asta. Bați joc de mine. Ai, ai. Looks like I'm taking your money. Eh, locul 3. Bro, cum s-a decis dintr-o dată să facă stânga? Îți bați joc de mine? Hai, de mine și de mine. Ce avem aici? A, cu asta, cu Mazda ne ducem. 3, 2, 5. O să fie greuț aici. Mamă, top 3. Acuia cu distracție cea mare. Băi, să întreb ce s-a întâmplat cu texturile acolo. Uită-l, mă. What's the matter, Yaz? You've been pretty quiet. Just concentrating on racing. Maybe you should try it. Oh, yeah, I am. And I'm one step closer to getting my car back. Am I right? You got your entire life to be an idiot. Take today off. Normal că Lyric trebuie să mă terorizeze. Păi, dacă ea se pierde aici, ea nu o să mai fi în ultima cursă, nu? Mama, deci
Nivelul de poliție e insane. Yeah, why? Well, you know what they say about dress for the job you want? Looks like you want to be a clown. Wow. Control, the suspect just took us out of the chase. Undercover hunting the suspect. I'll be moving ahead soon. Hey, Yaz, remember to have it detailed before I pick it up. I hate the smell of failure. You really think you're gonna win, don't you? Oh, I don't think, Yaz. You're right. You don't think. Mom. Gotta hand it to you. I'm surprised you made it this far. What's the matter? Can't handle my skills? If I had a dollar for every time you showed some skills, I'd have $1. We have sighted the suspect again. Hai, n-a prins ăla o mașină, ceva să-l oprească. Sorry, folks. Al dracu liric ăsta, mă. Mare bulănos. Mare, mare bulănos. Dar nu contează, top 3 trebuie să luăm aici. Câștigăm unde contează, la ultima. Bă, ne-a rupt oricum. Doamne, ce ghinioane. Ok, aici putem să luăm orice S plus avem noi, nu? Știa cât au. A, eu singurul cu 399. Mai putea să faci asta multiplayer, ultima cursă? The grand winner takes the car. Boy. Ah, fuck. Oh, chiar a eliminat-o. Nu mă așteptam. Hunting suspects. Chopper bot visual on the target. I'll let that one go. Hey, pretty fly, right? Ah, shit. Dispatch, on the scene. Nu mă, nu mă deranjează să iau niște arătură. Interceptor here to help take this goon down. Interceptor here to help with the assist team. I lost that suspect again, team. Sorry. Just looking for another view. Whoa! These fools are really going for it out here. Heavy in pursuit of the suspect. Mama. We're getting in on the action, team. Are you feeling the pressure yet? Nu știu tu. S-am dus ca ultimul derbedeu, frate. Dispatch, interceptor has joined the chase. Am stat la fundul meu. Să-l și miros uleiul de la mașină. La cât de tare stă în fundul meu. Nu s-a pus ca și grip turn? Aia voiam să zic. Am intrat cu prea multă viteză aici. Încerc să nu chocuiesc. All units, interceptors joining in on the chase. That one really hurt. Mama, ce m-a speriat când l-am văzut pe ăsta. Easy. Ultima cursă a fost cea mai ușoară. Îți trebuie McLaren, Bob, Ferrari, Tesla. N-ai cum. Easy.
Easy win. La milion de dolari. O să cumpăr ce mașină vreau eu acum. Actually, de fapt nu pot. Found family. Mamă, stai ochii peste cap, ce s-a întâmplat? Mă, că a făcut Lambo ăsta toate. Everybody loves an underdog. Oh yeah? How's Alec? Broke, fam. Thanks to you. I'm lost. Why do you sound happy? Oh, did I give you the impression that I work for Alec? Oh. How many times I have to tell you, Speedy? You never bet on just one horse. When I win, I win. When I lose, I still win. Learn from this, Jasmine. Loyalty's overrated. Ia-ți mizeria de aici. It's not. Yo, who that? Yo, bro, can I get a ride? Hey! You are. Motora victimă. Ce sunt, ca mea e mai șmecheră. She's got more kick than the last time you drove her. Kick, huh? You know, Radell would love to see all this work you've done on her. You think? Yeah, and I need someone to take my car back to the garage. Try to keep up. Bro, nu zic că facem schimb de mașini și eu trebuie să... Chiar te rog să nu, că a mea e mai șmecheră. Avem o ultimă cursă? A. O merea așa tare dor de ea. Mamă, chiar avem o ultimă cursă. Bro, dar a mea avea setările mele și toate alea. Auleu. Jesus. But I could have done driving this thing. Crashed on the first corner. You forget what just happened? No, I saw you lose it a few times. Only one of us lost it. Damn, that was cold. Too soon? Just go easy, okay? Jesus. Please, I've waited 2 years. We are way past going easy. You're on. Just don't say I didn't warn you. Da, poți să-mi dai înapoi mașina? You must have put in a lot of work over these years. Night and day. Shows. Still. Can't believe you couldn't win the grand even in this. You ever gonna let me live this down? Not a chance. Bro. This city holds a lot of memories. It's our city now. We finally made it. Race star Wayne, the Lakeshore legend. We still got work to do. Harder at the top. Everybody wants to take you down. Believe me. I'd like to see them try when I'm driving this whip. Rydell is gonna be hyped when he sees her. Think he's gonna be okay with me turning up? Why wouldn't he be? Cause he's stubborn. Checked the mirror lately? I ain't stubborn. Seriously? Remember that time at Deering's when you ordered the jumbo chili sub with all the trimmings? And? He said, girl, you won't finish all that. And your point? You ended up stuffing your face till... I threw up all over Rydell. And he said, next time order the salad. Easier to clean. I miss him. He misses you too, oh, yes. No. We'll see. You made a mistake. Own it. Talking mistakes? Yeah? How about, miss? People loving this drama. What, you trying to ruin the moment? What, I'm the only one getting chewed out? Ain't much to say. Without her, I wouldn't have won the grand. So you replaced me. Tess was not a Yaz replacement. For starters, she didn't know the difference between a spanner and a torque wrench. I don't doubt that. She did know the difference between sweet potatoes and yams, though. There's a difference? No. You had no idea what her play was? Had my doubts. Honestly, though, only thing I cared about was beating you. Yeah, and I deserve that. But people like Pinks, they're only out for themselves. Maybe, but everyone deserves a second chance, right? An opportunity to change. Okay, okay, I'm getting the irony. Can't wait to see what you two did with the garage. Oh, fuck. Was thinking about how Rydell would call me when he couldn't find Renchi. Ce faci asta? Funny, caught him talking to Renchi last week. What was he saying? How come I always find you now? You're exactly where I put you. I told him you hit it deliberately, just to mess with him. Cred că o faci intenționat. Turn around. Yes, you better not run off with another one of my cars. Can't make no promises. Bune, chiar am crezut că... Yeah, of course.
O să se ducă la vale sau ceva. We thought we were gonna win it all right off the bat. You thought we were gonna win it all. I had a handle on reality. Maybe. Although, I can't believe you made me do that jump. Could have been over before we even started. But the thrill, right? You can't bottle that. It's what we live for. That need for... Don't say it. But yeah, this is just the end of the beginning. No doubt. Besides, something's missing from the garage. What? The Jasmine touch. Jesus, credeam că nu se mai termină. Uite capul tău. Am tras de direcția aia. Bă, uite cum se duce, bă, mașina mea. Ah. Chiar am înțeles ce face botul ăsta, că am văzut că s-a dus și el odată cu mine acolo. Sau cred că cel la... Nu știa de ce e în stare mașina aia. El era obișnuit cu asta l-altă. Bă, e rapidă, e făcută mișto și asta, n-am să mint, dar după ce ai condus-o pe aia atâta timp s-o schimbe acum cu alta, nu prea merge. Iar nu prea merge. Hai că mi-a dat și mie boost-ul ăla de gripter, nu glumă. A, mă, cu coa mea deja era la 356 de km la oră, ce vorbești. Asta n-ar trebui să, nici măcar să vină pe aproape. Jesus. Jesus, de fapt. Chiar o să am pe cineva prin comentarii că zic: "Oh, păi vezi că ai zis Jesus de 70 de ori în video ăsta. Ai o problemă?" Oh, ai de viața ta. Gata, tragi cu asta. Hashtag blessed. Gata, mă, le avem pe toate. Aici ar trebui să fie avut muzică. Look who I found. Sounds pretty. Smells nice too. Rydell, I'm... Compressor shot. Dude tried to fix it himself. I told him. Now I gotta undo what he did. Hmm? Should have listened to you. Pain in the ass. So how's the heights? Overrated. You take the turbo out first? Since when do you do things by the book? Well, it's never too late to start. Any huggies? Well, all right. The lake, better watch out. Nice. Bă, n-a fost rău jocul. Adică, ca și nivel de distracție a fost fun. Povestea a fost așa cum așteptam să fie. Tot nu se compară cu mizeria de Need for Speed Payback. Inevers ce îmi spuneți, Payback, nu puteți să mă convingeți pe mine că Payback a fost decent undeva, într-un fel sau altul. Poate doar l-a condus puțin, dacă am atâta. Dar overall, Unbound n-a fost rău deloc. Inițial am crezut că o să fie, nu știu, o să fie dubios, o să fie greu de înțeles, o să fie super deranjator cu efectele alea. Dar știi cum e? Când ceva îl vezi pentru prima dată, nu e așa de... Când zic de plăcut, dar după lucrurile sunt mult mai ok. Știi, cam asta e toată ideea. După ce ai văzut deja efectele, ai văzut deja toată asta, te obișnui cu ele, deja nu mai ai nicio treabă. Dar rest, jocul e destul de fun. Cred că o să facem și un review cu el data viitoare, adică mâine, și o să vedem ce și cum și care, cum o să mai mergem de aici încolo, cu ce jocuri ne mai distrăm noi de acum așa. Dar boys, cam asta ar trebui cu seria asta din Need for Speed. Sper că v-a plăcut, uitați să lăsați like, subscribe, share și comment și ne o zim data viitoare. Pa, pa!